Bolnavii cu Parkinson se confruntă și cu depresia, având în vedere faptul că nu mai pot face anumite lucruri singuri? Depresia este într-adevăr o afecțiune psihiatrică, dar o întâlnim foarte frecvent și în boala Parkinson. De ce? O întâlnim și la debut, pentru că pacientul este destul de traumatizat de diagnostic. Mulți pacienți cunosc această boală, citesc despre această boală și despre evoluția ei și atunci în momentul când au aflat diagnosticul, da, pot să facă o tulburare depresivă reactivă, iar în condițiile în care boala Parkinson evoluează mai mulți ani și evoluează progresiv sau răspunde mai puțin la tratament, iar pacientul devine dependent de cei din jur, da, poate dezvolta o depresie destul de severă cu insomnii, dar nu numai atât. Charcot a descris de la început aceste tulburări psihiatrice în boala Parkinson și de asemenea a descris și demența care poate să apară în boala Parkinson în stadiile avansate.